În urmă cu 13 ani, premierul României din acea vreme, Călin Popescu-Tăriceanu, după o vizită în comuna vâlceană Muierească, alocă o sumă importantă pentru modernizarea drumului județean 658, care străbătea localitatea. Între timp, alunecările de teren, dar și transportatorii de lemne au făcut ca infrastructura să aibă de suferit. Recent, Consiliul Județean Vâlcea a decis să inițieze demersuri pentru modernizarea zonei care face parte dintre cei 1000 de kilometri de drumuri județene. Primarul Ion Ungureanu este convins că modernizarea drumului va atrage și mai mulți turiști către mănăstirea Frăsinei. Într-adevăr, spre bucuria noastră, a localnicilor, în localitatea Muireasca se desfășoară această lucrare. E o lucrare amplă care are în vedere, în primul rând, consolidarea drumului județean, punerea în siguranță a circulației, construirea de noi poduri, podețe, rigole și, în același timp, în zonele unde avem posibilitatea, vrem să facem și să lărgim drumul respectiv. Chiar am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean cu privire la acest aspect. Dânsul a luat legătura cu proiectanții care au executat proiectarea acestui obiectiv de investiții și, bineînțeles, că în perioada imediat următoare lucrările se vor desfășura conform proiectului. E un proiect care ar fi planificat conform proiectului să se finalizeze în anul 2022. E un proiect amplu de modernizare a drumului județean. În primul rând vine e un proiect, e un drum care face legătura dintre drumul național 7 și Mănăstirea Frăsânei. Deci, în primul rând, beneficiază localnicii și apoi turiștii care vin la noi în localitate, tranzitează localitatea mergând spre Atosul României, Mănăstirea Frăsânei. Nu e vorba doar de drumul în sine, ci și de poduri și podețe, cum spuneați, domnule primar. Deci, absolut, tot ce este pe parcursul acestui drum sunt un număr de 9 poduri, toate intră în revizie, dintre care 4, conform proiectului, vor fi demolate și vor fi construite din nou alte 4 poduri. Podețele care sunt în stânga și în dreapta, care fac legătura cu drumurile comunale, vor fi refăcute, reamenajate și, în același timp, așa cum v-am spus, se are în vedere în prima fază consolidarea drumului, pentru că încă în mai multe zone sunt zone care au fost cuprinse de-a lungul timpului de alunecări de teren, alunecări de teren care sunt încă active. Și iarăși drumul mergând în paralel cu Pârâul Moireasca, în anumite zone s-a produs fenomenul de eroziune datorită viiturilor care s-au produs pe acest pârâu și drumul a fost afectat. Și atunci s-a avut în vedere și acest lucru, acolo unde există acest fenomen de eroziune, să se facă din nou consolidări, astfel încât drumul să fie pus în siguranță, circulația să se poate desfășura în condiții cât mai bune. La rândul său, Consiliul Județean Vâlcea a achiziționat un cântar pentru transportul mărfurilor de mare tonaj pentru a-i determina pe transportatorii de lemne din comuna Muireasca să plătească pentru folosirea drumului.